Potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene, țara noastră se situează printre statele membre cu cei mai buni timp de reacție, sub 10 secunde și o acurateță sporită în localizarea apelurilor la numărul unic de urgență 112, conform Serviciului de Transmisiuni Speciale. România face parte din cele 5 state membre care reprezintă exemple de bună practică în termen de furnizare a datelor necesare pentru analiza sistemului. Sistemul și Serviciul de Telecomunicații Speciale este organul central și unic al statului care administrează, exploatează, întreține și dezvoltă Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, cunoscut drept 112. Timpul de mediu al reacției este de 3,68 secunde și este înregistrat în cazul la 94,63 dintre apelurile numărului 112. În ceea ce privește localizarea apelanților, doar în 2% din cazuri ea nu este posibilă, acuratețea localizării fiind de peste 97% pentru rețelele de telefonie fixă și de 99,27% pentru cele de telefonie mobilă. În cazul României, atât folosirea numărului 112, cât și localizarea apelantului funcționează și în roaming. România este una dintre puținele țări membre ale Uniunii Europene în care sistemul și numărul 112 este număr unic de urgență. În urma campaniilor de educare și informare desfășurate chiar de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în țara noastră numărul de apeluri false a scăzut în ultimii ani cu aproximativ 25%.